Duminică 16 noiembrie, o atmosferă tensionată a acoperit sediul PSD Botoșani. Și dacă rezultatele primului tur ale alegerilor prezidențiale le dădeau socialdemocraților mari speranțe într-o victorie, scorul din turul 2 n-a fost deloc îmbucurător pentru roșiaticii din Botoșani. Momentul afișării, la ora 21, pe postul de televiziune Antena 3, a primit exit poll-urile care încă îl plasau pe Victor Ponta înaintea lui Klaus Iohannis, nu a trezit emoții explozive de bucurie în rândul susținătorilor de stânga. Nu am văzut explozie de emoții, de ce? Aveți răbdare, va veni și așa, după ce vom vedea, pentru că am mai avut asemenea istorii, știți foarte bine, în urmă cu ceva timp, așteptăm să vedem numărătoarea finală. Și se pare că PSD-iștii au simțit înfrângerea ce se apropie, căci ultimele exit poll-uri au fost în defavoarea socialdemocratului Victor Ponta, care și-a recunoscut oficial înfrângerea. Vreau și dumneavoastră declarația premierului Victor Ponta, l-a felicitat pe domnul Klaus Iohannis. Noi, ca și organizație județeană, ne clasăm printre primele locuri pe țară. Este un scor bun pentru noi. Vom vedea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare. Vă dați seama, noi nu putem decât să respectăm voința poporului. La orele 21, socialdemocrații au aglomerat sediul partidului, fiind siguri că victoria le zâmbește și în turul 2. Lucrurile însă s-au schimbat radical după anunțarea ultimelor rezultate, astfel că, până la miezul nopții, PSD-iștii au început să se rărească, plecând unul câte unul. Luminile s-au stins în mai toate camerele. Și dacă după primele rezultatele exit poll-urilor socialdemocrații din Botoșani aplaudau de bucurie, la momentul de față atmosfera în sediul PSD din Botoșani este tristă. Totul din cauza ultimilor date afișate pe un post de televiziune național și din cauza declarației lui Victor Viorel Ponta, care și-a recunoscut oficial înfrângerea. Senatorul Doina Federovici le-a mulțumit botoșănenilor pentru voturile acordate și a menționat că în Botoșani Victor Viorel Ponta este președinte.